Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a fost sărbătorit în mod deosebit și în parohia Capul Codrului 2. Sfânta liturghie a fost urmată de slujba ghezmei mici de taina Sfântului Maslu. Credincioșii au avut prilejul să se închine la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon. Colegul nostru Constantin Ciof a participat la acest eveniment și a realizat următorul reportaj. Biserica parohiei Capul Codrului 2, protocopiatul Suceava 2, a îmbrăcat straie de sărbătoare în ziua pomenirii Sfântului Mucenic Pantelimon. De dimineață, oamenii din localitate și din alte părți ale Bucovinei au participat la slujba utreniei urmată de Sfânta Liturghie. Credincioșii de toate vârstele au venit la hramul locașului de închinăciune îmbrăcați în costume naționale. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de preotul Mircea Nuțu, consilier emerit al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a vorbit despre viața Sfântului Pantelimon și despre mucenicia sfinților. Cum răbdau sfinții atâta suferință și atâta dureri provocate în fel și chip de păgânătate? Ei, iubiți credincioși, au înțeles mărturisirea Sfântului Apostol Pavel, care striga la un moment dat: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Iisus Hristos? Prigoana, suferința, închisoarea sau moartea? Niciuna din acestea nu ne va despărți pe noi de Hristos Domnul. În momentul suferințelor, sfinții vedeau cerul deschise, îl vedeau pe Fiul lui Dumnezeu, vedeau cum se coboară asupra lor cununa răsplății și a sfințeniei, înțelegând prin aceasta ceea ce Mântuitorul a făgăduit: prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. În continuare, preotul Mircea Nuțu a îndemnat credincioșii să sprijine lucrările de pictură la noua biserică din Capul Codrului 2. La acest popas de sărbătorire a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care a devenit al doilea hram al acestei sfinte biserici, la care dumneavoastră veniți să vă rugați și să vă închinați, care a ctitorit-o și pe care ar trebui să o îmbrăcați în veșmântul frumos al picturii, fiindcă o biserică pictată este un cer coborât între noi, cu sfinții, începând cu patriarhii și prorocii, cu martirii, cu mucenicii, cu apostolii, cu ierarhii bisericii, cu vioșii, toți formează o biserică împreună cu noi rugătoare. Și de aceea, cu această bucurie, să simțim această zi ca un dar al lui Dumnezeu pentru sfințirea sufletelor și pentru dobândirea mântuirii noastre. În slava Sfintei trăim în vecii vecilor. Amin. Părintele paroh Vasile Gherasim a mulțumit tuturor celor care au însuflețit prin prezență sărbătoarea hramului Bisericii Sfântului Pantelimon. Iubiți credincioși, însuflețitoarelor cuvinte ale părintelui Mircea Nuțu, care este fiul al satului nostru, Capul Codrului, născut, crescut cu dragoste de biserică, cu dragoste de Dumnezeu, pentru că de mic copil alerga des la Sfânta Biserică în slujbe și sărbători, părintele a avut această dragoste și a venit și anul acesta, ca și în anii trecuți, să ne bucure slujind ca și protos această slujbă minunată a liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, săvârșită în cinstea Sfântului Mare Mucenic Tămăduitor Pantelimon. Această însuflețire, această trăire, această viață, pentru că credința ortodoxă, credința noastră creștină, strămoșească, este viață, este trăire, ne-a însuflețit pe toți. Și mulțumim bunului Dumnezeu și Sfântului Pantelimon, acoperământului Maicii Domnului, care ne adună în fiecare slujbă, în fiecare sărbătoare și astăzi, iată că este hramul, adică marea sărbătoare a Sfântului nostru Ocrotitor, că ne adună pe noi toți preoți, credincioși, cântăreți și iată și autoritățile locale, domnul primar, domnul viceprimar, credincioși, prieteni din sat, din satele vecine, din oraș, de mai departe, de mai aproape, ca să slujim Sfântului, pentru că Sfântul Mare Mucenic Tămăduitor Pantelimon este Sfântul acestei zone frumoase a Bucovinei.
După ce au primit anaforă și au fost miruiți, credincioșii s-au închinat la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Pantelimon. A urmat slujba aghezmei și taina Sfântului Maslu săvârșită de un sobor de preoți. Binecuvântați, părinți sfinți și ne iertați pe noi păcătoși! Sărbătoarea s-a încheiat cu agapa frățească, organizată sub streașina locașului de închinăciune, ridicată în cinstea Maicii Domnului și Sfântului Pantelimon. Am ascultat un material pregătit de colegul nostru, Constantin Ciofu.